Aici avem Etiopia. E mega fresh. Scrie oficiul 1 pe cubul de gheață, frate, nivelul următor. Bună seara la cafeluță. Am scăpat de acasă împreună cu Cumetri. El este Radu. Ea este Matilda. Ei sunt părinții lui Alice, care este finuța noastră. Exact. Și împreună cu ei, aseară am ieșit să... bem! Radu și cu Matilda ne duc în niște bem. Baruri foarte șmechiari din București. Barurile lor preferate. Am făcut intro-ul corect? Da. Haideți să bem. Doamne ajută. Primul pas. Origo. Sau Origo. Georgina avea desert. Clasic. Deci Radu și Matilda ne spuneau mai devreme, dar n-am filmat, că există un meniu în care miroși cocktailurile cum ar fi. Ți-aduc niște cutiuțe în care mirosul. Dar chestia asta sună super elitist și vreau să zic că doar în acest an e așa. În alți ani era un meniu normal în care ți-alegi cocktailul. Nu trebuie să fie așa. Uite-le aici. Eu mai devreme am mirosit cutiuța asta pe care scrie Black Currant. Așa, sunt 6 cocktailuri în total? Da, cred că sunt 6. Mamă, ce miște al mirosul ăsta. Cu ce asta? Este cu afine. A, ce miroase, da. Ui! Miroasea... miroasea a dulceață. Comfort să-ți dau un tip, poți să trișezi, te uiți pe Facebook la pozele lor, cum arată cocktailurile, scrii și ce conțin și te alegi de acolo. Asta. Nouă ne-a plăcut mult unul, cafea etiopică. Mamă, să vreau să ciocolată. Dar Matilda și-a luat unul și mai bun ultima oară. Red wine, dark chocolate. Era? Ia vezi, ăsta? Nu, că le-am ales din poze. Dar toate miros bine, le vreau toate. Etiopia Kelbesa. Da, am pe Facebook-ul lor. Eu cu asta vreau să-mi iau. Panama Perch. Pe această cale vreau să le mulțumim bunicilor care stau cu copiii astă seară. Tuturor seara bunicilor, cei mai tari bunici. Da, coffee, cocoa, white chocolate și uite, miroase, conformant. Miroase bine. Asta două din Columbia, dar parcă Etiopia m-a luat atunci. Ăsta roșu era? Ăsta roșu, cum se numește? Kenya. Deci luăm așa, ăsta, Panama, Persi, care are red wine, dark chocolate și are un scent floral. Așa. Și am zis că o să luăm pe ăsta Comfort Blend, care are marzipan, raisins, sunt stafide și caramel. Este la nou, nu? Ăsta, Estrella, e foarte mișto. Era de ce era tu? Da. Estrella. Da, băi, stați-mă puțin, că mă lăpăciți aici. Am mâncat 6, le luăm pe toate și da, exact. Vreți să le luăm pe toate și gata? Da. Da. Iată. Păi da, ne luăm pe rând. Da. Da. Vin toate? Da. Da? Ok. Da. Mă, ce drăguțe sunt. Georgiana a întrebat mai devreme dacă putem să formăm un pahar de ăsta. Vă rog, Georgiana. Ăsta de laborator de chimie, nu? Mhm. Fix, da, la... Quinto. Este brandul Scott & Panel. Deci soția căuta pe internet, ia zi. Am căutat paharele Japanese Tableware and Lifestyle Quinto Trademark USA Official Site. Am găsit. Cui? kinto-usa.com. Bombă, uite mă. Deci dacă ați vedea cu ochiul liber cât de beznă e aici, v-ați speria. Camera mea, deci are atât de mult. Uite și tu, Radule, cum se vede. Bă, deci pot să confirm că am încercat să filmez cu telefonul odată, cam în aceleași condiții și n-a ieșit nimic, adică am renunțat la idee, pentru că eram și iată cocktailul meu și nu se vedea că am un pahar în față, știi? Dar uite cum se vede. Dai, dai. Origo este fix lângă energia. Simt ce este. Taxi. Garnișul deasupra este parmezan și v-a sugera să gustați din băutură, apoi să luați o mușcătură din parmezan, și v-a schimba complet gustul. Wow. Aici avem Etiopia. Așa. Și revin și cu celălalt imediat. L-ați simțit că mi-a plăcut mult. Panama Pers. O lumânare. Eu cred că trebuia să facem, dar cred că 6 cocktailuri de cuplu era prea mult, nu? Da, erau 3 de căciulă, însemna că ne... Bă, dar știi cum facem, fiecare și alege ce ar fi vrut să comande și cu alte două vedem noi ce facem. Da. Eu ce-am zis că voiam? Eu îl voiam pe ăsta. Tu vrei Comfort Blend și... și încă ceva. Ah, că vrei Comfort Blend-ul ăla cu ciocolată. Da. Da, mă, că luăm fiecare, gustăm, hai! Hai, mă! Noi le-am cam încercat pe toate, de ce? Hai, mă, cantitatea e mică, le luăm de 2 ori. Haide. Hai, mă, spune să le facă de 2 ori și vin câte 3 cocktailuri. Ce dracu? Ce-s mă 3 cocktailuri? Ce-s mă 3 cocktailuri de pot de căciulă? Te-am zis că nu-s de căciulă, un cocktail și jumate de căciulă. Păi nu, că am zis să luăm 3 cocktailuri de... Oh my god!
Da, e complicat. Aia nu, că se adună. Dar față de că noi nu o să bem doar aici, vrem să mai mergem și la Fix Mie Drink și în alte părți. Ne facem căcat. Hai să bem. Hai, ia tu mai întâi. Hai cu parpana parmigiana. Trebuie să-l dau de aici jos. Eu îl știu pe ăla de putem să bem. Deci, ia o gură. Păi trebuie să ieși niște parmigiana. Mamă, deci ăsta e dulce, dulce și te duce, frățică. De-aia merge cu brânză. Cum, frate, să faci parmezan? Cocktail cu parmezan. E uman. Da, bă. De alt gust. Mamă, nu mai sunt paezan. Beau cocktail cu parmezan. Asta e comfort blend, nu? Mamă, ce bun e. Ăla pe care îl voiam eu. Care e comfort blend-ul? Asta. Ciocolată, așa. Și celălalt e? E Columbia la Falda, parcă, da. Și ăsta ții minte că mi-l luam eu și e bunicel, dar ăla de-l găsește Matilde și mai bun. Estrela. Mamă, deci cât de bun e ăla, frate, cu parmezan? Mamă. Ăla cu parmezan e printre preferatele mele. Astă seară bag la ghiozan, cocktail cu parmezan. Mamă, ăsta îmi place. Ce, pe ăsta nu încercat? Ba da. Dar l-ai avut tu și eu în bombă. Delicios. Asta este cocktail pe care vreau să-l comand. Comfort blend. O să... Nu știu ce e. Da, mă, deci toată ideea la cocktailurile astea e că iau niște cafele din niște țări de origine. Și au zis, băi, ce tente, ce arome au cafelele astea, hai să transpunem în cocktailuri. Și... Deci asta a fost conceptul din spate și dacă la cafea ziceai note cineva de piersică... Cineva a inventat șase cocktailuri și a găsit după aia, se inventează ceva... Blogări ăștia, domnule! Se dă un nume și după aia trebuie să găsești ca acronim ce înseamnă. Lăsați-i pe ei să vorbească, noi bem aici. Ia uite, Noel, ia uite, tata, cum trage mâta la mâță. Mamă! Ăsta chiar are gust de cafea. Ăsta cu ce? Ăsta e confort. E marketing, se pare. E marketing! Îl ai și că e frappe ca astfel. Dar e un frappe mai bun. Mamă, ce delicios e. E, e un pic acrișor în același timp. Bă, știi cum trebuie să faci? Trebuie să fie masă de aia rotativă și... Da, o dată când nu se rotea, știi? La japonez, parcă ești. Ăsta mie mi s-a părut că are gust de bubblegum sau așa, e... Da, sau de drops, da. E Midori. Hai, dați-i să beau. Ia. Nu știu ce, am pus aici pe aici. Exact gust de gumă turbo. Aici? Am băut tot într-un cocktail și i-am zis de ce e asta așa și mi-a arătat la o sticlă, se numește Midori, e verde și are gust de gumă turbo, adică. Dar e doar de pus în cocktailul, că de băut așa de sine, nu are fată. Corect. E Georgiana. Acum încerc un cocktail care nu știu cum se numește, dar mi-a zis Matilda că e foarte bun. Dacă Matilda zice că e bun, înseamnă că e bun. Deci cum se numește? La Falda. Columbia la Falda. E numit după cafea asta. Nu zici că-s drops-uri? Mama, e mega bun! E mega bun! Drops-uri? E mega bun! A, da! Zici că e... Da, zici că e de la de lei de gât! Hai că stripsels! Îi face reclamă bună! Pentru aioceală și gripă! Așa, deci ce... A, ce trebuie să mai bea? Asta! Ăla cu ce? Nu știu ce! Nu mai țin. Nu mai contează. Un cocktail, domnule, înțelegeți voi. Ceva bun, ceva extraordinar. Asta miroase a ceai. Miroase frumos. Acest clip este pentru persoanele peste 18 ani. Dacă sunteți minori, mai așteptați, maică, până să beți stripsils de ăsta. Miroase foarte mișto, miroase a ceai. Are gust de ceai. A dormit șefa? A dormit acum 2 ore, dar Matilda cu s-a uitat la mesaj. Dar venise pizza când a venit mesajul. Ok, e bine. Asta înseamnă că te simți bine. Dar noi avem regula asta, dacă în caz de urgență ne sună, dar nu ne uităm la asta. Da, mă, asta zici că e ceai. Nu? S-ar putea chiar să aibă ceai, că am văzut că preparau ceai mai devreme și nu cred că acum ceva ceai. Dar ce bune, ce fructat e. Dintre toate, ia zi. Preferatul meu este ăsta cu parmezan. Bagă. Deci până acum, că mai sunt așa. Două de venit. Mariana, care e preferatul tău până acum? Bă, sincer și mie asta cu parmezan, okay, mi-a asta. Plăcut. Ăsta e al Matildei. Ăla cu cafea. Foarte interesant. Hai, nu, lasă. Hai. Nu, că mai testăm, nu-i problemă, dar mai luau o gură, cum să zic, nu, niciodată nu să zic, doamne, vezi.
Da, mă, e... A, fiți atenți că a ieșit... Ce sunt astea? Că a ieșit de chestii albe. Bă, nu s-a părut un fel de alune, migdale, ceva. Da, nu? Și când mă, m-am... E ceva ciui, așa. Da, îți dai cu ăștia de la Oigo. Care parmezan. N-ați înțeles, eu am tras losul câștigător și mănânc și beau. Sună ciudat, nu cu parmezan. Deci aia de spune că atunci când e cu parmezan, se schimbă total gustul. Cu concluzie de acum înainte așa o să zicem. Ia cu parmezan, tată. Columbia, Estrela și ăsta ce? Da, Estrela și ăla e Kenya. Kenya. Deci care e Kenya? Ăsta. Kenya. Ce frumos arată. Asta are inclusiv o roșie deshidratată. Asta. Cred că e același chestie ca la parmezan. Da, lasă că încercăm fără. Hai să bem. Acum mă tot filmez de parcă aș fi un mare expert în cocktail. Păi, da, eu repet ce mi-a zis omul de la Oigo. Ia, doamne, cum e? Interesant, dar nu mi se pare că e ceva wow. Deci doamna Kenny, ia. Îmi place Kenny. E bun. E fruity, fruity, fresh. Sați. Da, n-am, nu mai contează. Nu mai a trecut prea mult timp de când. Columbia Estrela. Uitați cum arată. E mișto acolo, cineva a așezat cu penseta. Băi, ești nebun? Se a, ăla, ăsta pe care l-am băut mai devreme, ăsta e pe bază de rom, asta am reținut când a venit cu el. A, de-aia îmi place. Chiar îmi place Kenya. Da. Îmi place. Deci asta cum se numește? La mea a plăcut și mie. Columbia Estrela. Pică steaua Columbia. Asta vreau să zic că știu și ce înseamnă Estrela. Cineva a așezat acolo cu pensetă. E? Bogăție în pahar? Mamă, zici că bei? Când făceam amaie dulceața de căpșunici. Da, deci făceam amaie dulceața de căpșune. Eu luam cu lingurița din oală în timp ce fierbea. Mamă, deci fix asta e copilărie, ești nebun? Mai că cu puțin alcool. Așa era copilarea în Colentina. Mama îi făcea și dulceața de căpșune și țuica tot în același timp. Și noi mai greșeam bolul ăsta, borcanul unde băga. Băi, e mișto ăsta. Aia zic. Marfă, deci plăcută la foarte, la e dulce, 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 și ca un desert. Nu, te invităm, e ok. Și ăsta cu ciocolată cele mai mișto. Da, da, da. Nu, și ăla cu parmezan. Da. Top 3 din 6. Parmezan numai, că l-am mâncat Georgian. Da. Eu vreau de ăsta. There you go. Păi nu, Michael. Mai luăm. Fiecare vrea câte unul. O scăpă părinții de acasă. Hai, noroc, părinții. Ia uite aici. Am mai luat încă două de-astea cu dulceață de mamaie și ăsta cu parmezan. Fratele vostru e golan, bea cocktail cu parmezan. Spargem gașca, mergem la Fix Me a Drink, another cocktail place. Da, mă, trebuie să fie deschis, e vine seara, sâmbătă seara. Tocmai am de ce să-i ducem noi undeva mai bun. E lângă Palatul Universu, e un loc care se numește Oficiu 1. E fix la oficiu poștal, e se, ca un chierea spațiu, o spart în două oficiu poștal și jumătate e a rămas oficiu poștal, jumătate e clubul ăsta, unde fac băieți niște cocktailuri. Fai de capul meu, eu am fost acolo și am și filmat într-un clip pe care l-am făcut pe canalul principal acum vreo 4 ani, și am făcut turul barurilor cu Havana, a fost super șmecher. Spun un link în descriere dacă vreți să vedeți. Deci un wine bar. Deci fix aici este oficiu poștal și chiar este oficiu poștal numărul 1. Uite, oficiu poștal numărul 1. Și fix aici lângă au luat ei de la ei, de la oficiu poștal. Sper să fie deschis, vom vedea acum. Ia uite ce-au pus aici, să fiți cu minți. În afară nu avem nimic. Ia-s-o. Sună Georgiana, uite. Hai să deschis. Da, da, da. Și pe vremuri aveau parolă. Da, și se deschide aici, se deschide asta. Singurica, singurica? Da. Unde e copilul? L-am lăsat acasă. Doarme, singur. Ne uităm pe cameră. Ok. Eu ne-am scos la dulce cu rom. Da. Cu mango cocos. Nu știu ce conțin, dar... Arată bine, cheers! Asta e cocktail night!
Părinți scăpați de acasă. Permite, nu mai vorbesc paharele. Oh, ce-am făcut? E bine. E mega fresh. Se simte mango bestial. Cocosul nu prea simt, romul nu-l prea simt, adică simt alcoolul, dar nu simt romul. Asta nu știu ce e, fix acum eram curios, mă gândesc să mușc puțin în ea. Parmezan. Ce e asta, se mănâncă? Da. Se pulpă de măr cu sirop de miere de salcâm. Pulpă de măr cu sirop de miere de salcâm? Nici nu cred, nici chiar că există așa. Mulțumesc. Pulpă de măr în sirop de miere de salcâm deshidratat. Foarte complicat. Ceva foarte bun. Foarte. Beau de toate eu. Deci prietenul vostru a descoperit că oamenii de aici au Havana verde. Monkey 47. E din Germania, parcă. Da. Acum mă învăț să de Monkey 47. Nu știu să zic exact, dar foarte posibil. Blană. Dar sticla e de ceva, e farmacie direct. Farmacie, e... da. Când o să se ducă spuma asta, o să vezi că pe cum scrie oficiunul, da. Atât! Ce înseamnă pasiunea, frate? Deci Havana verde, cu ce? Ce ai făcut? Bordel de grapefruit, lime și niște picături din astea de... ca un fel de ou, dar n-are ou. Apo. Sper curios, îi dau și lor adus. Bă, și spuma asta, ia frate să vezi cu... Bă, zici că plutești printre nori în pana mea, zici... Aia e mișto? Și ăsta e mega pasionat. Are, inedit. Factor de inedit. Și chiar scrie pe cub oficiu 1 pe aici? M-ați făcut voi forme de-alea și tot? Nu. Scrie oficiu 1 pe cubul de gheață, frate, nivelul următor. Bim! Mă, dar sunt de bun. Mi-aș lua și o Havana Club verde acasă, dar nu cred că aș putea să fac așa ceva. Uite acolo. Da, e caldă? E un conductor foarte bun care face practic gheața să se pase. A mers atât de bine încât s-a lipit. Bă, cum e asta? Băi, trebuie să ții de asta acasă. Mamă, așa ceva. Și dar unde ți-ai personalizat ăla? Că aici numai. Sunt unii pe Spania care fac asta. Aha, la noi cineva cu un strung. Da. Un atelier mecanic. Bă, ce tare e asta. Deci eu le trec să ieși o gură din ăsta, ți-am mai păstărat. Dacă îi dai și Matildei, este cu Havana Club verde. Bă, deci aveau... Havana Club verde. Sitarea, știi, cu spirale, de impres prin ea cântor. E super fresh. La comandă, cu exact. Decupături fantasy, așa și tot. E ceva foarte bun aici, e fresh, așa e. Deci cu ce e pe lângă? Havana Club verde și multe chestii pe care nu le-am înțeles. Inclusiv niște picături de spumă de ou, nu? Ce, da, nu e ou real, este o lichid care face spumă ca... Ce mișto miroase salvia asta. Da, exact asta a zis el la final, că vreau să pun și salvia asta, că îți dă un efect de niște. Omul e super pasionat. Super. Băi, stați așa că trebuie să facem încheierea vlogului. A fost bine la oficiu, nu? Foarte. Foarte. Mai mergem. Mai mergem. Pe 10 decembrie. Salvie mi-a plăcut mai mult decât ce am luat eu cu whisky. 9 șalme au fost în Paloma cu încă ceva și sare. Bun, bun. Doamna Enescu, a fost zi? Foarte bun. Mai mergem. Mai facem. Ăsta a fost vlogul, mai ieșim la Șpex, da? Mai facem. Super șmeche. Doamne și domnilor, ăsta a fost vlogul. V-am pupat pe voi tot fel.